Bună ziua! După cum bine știți, sunt eu, nu mai are rost să-mi pronunț numele. Astăzi o să gătim o mâncare bogată în vitamine, și anume pui la tigaie cu ceva pe lângă. Un lucru foarte important este să știți să alegeți foarte bine puiul. Când vă duceți în coteț, trebuie să aveți la voi minim 3.000 de euro șpagă și prima găină care se apropie de dumneavoastră este aia care va ajunge în oală. Pentru că știți cum se spune, găina coruptă face ciorba bună. Să rămână, dacă amesteci în tigaie cum ai amestecat țara asta, o să-ți iasă puiul în stradă. Să revenim la rețetă. Aproape la toate preparatele pe care le fac, îmi place să bat niște licoare de struguri. Mi-i dă o savoare anume și te flăgezește de tot. Dacă crezi că nu este îndeajuns, poți să mai bagi. Îmi place să pun cât mai mult de la mine. Băga-mi iași piciorul în mâncarea asta, mă scuzați. Lingura. Am uitat să specific că licoarea trebuie ținută la răcoare 2 ani cu suspendare pentru a fi bună. În cazul în care rămâneți fără licoare, sunt alte modalități de a flăgezi puiul. Rețeta a ieșit un succes. Puiul este fraged. Vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră și modul în care vă preparați halala f***uma în cur de cotețari.